Și hai să vorbim un pic și despre mașinuță, nu? Salut! Și bine ai venit la episodul de astăzi, unde, după cum vezi, încă suntem în noul Tucson, 1.6-180 de cai putere mild hybrid și o să mergem să ducem mașina înapoi și reușim poate să vorbim și puțin despre impresii și păreri despre mașină, cum a fost, cum s-a comportat, ce consum a obținut, chestii de-astea care te interesează pe tine, nu? Hai să plecăm mai întâi de pe loc, dar înainte de a pleca de pe loc, să facem o chestie care n-am făcut-o toată perioada asta cât am avut mașina în teste, și anume să o pun pe sport mai mult timp de 5 minute. Și bineînțeles, înainte să plec, să o bag și în drive. Hai, să vedem ce mișto se simte pe sport. Ce plăcut e. Dup. Se simte un pic diferența. La ce mă refer? Mă refer la faptul că accelerează mult mai repede, e mai agresivă în trafic. Dar nici nu vreau să mă uit la consum. Sper să nu duc mașina cu rezervorul gol, sincer, să-l consume pe tot până acolo. Încă lumea, mă, băiete, mă. Și hai să vedem ce ne-a plăcut la mașinuță. Păi mi-a plăcut tot, atât la exterior cât și la interior. Sunt mici chestii de design, să zic, care nu mi-au plăcut, dar na, asta ține de fiecare, poate ție îți place, poate mie nu-mi place, n-avem de unde să știm chestia asta. Însă, per total, mașina este ok, îmi place cum arată. Nu aș refuza-o dacă mi-ar întinde cineva pe tavă și să zic, bă, nu o iau, bă, că e urâtă sau că nu știu ce. Aș lua-o cu cea mai mare plăcere. Așa. Apoi, la interior, portbagaj suficient de mare, părerea mea, 577 de litri, parcă în versiunea mild hybrid și 620 maxim, parcă în versiunea în care nu ai nimic, gen doar benzină. Apoi, ce pot să spun? În rest, mașina se comportă foarte bine, eu am condus-o în mare parte numai în modul eco, pentru a vedea cam cât de puțin poți să consum cu ea în cazul în care vrei să mergi cu ea în modul eco. Și consumul a fost undeva la 7,3 pe un drum București-Giurgiu, iar la întoarcere am avut undeva la 8, ceea ce zic eu că este ok pentru un SUV de dimensiunile lui. Și... na, am avut pilot automat, am avut tot ce trebuie, chiar a fost mișto. Mai ales, cel mai mult mi-a plăcut faza asta, că a fost prima oară când am testat chestia asta. Senzorul ăla care îți pune frumos pilot automat și în cazul în care e o mașină în fața ta, încetinește sau accelerează în funcție de cum merge cel din fața ta. Și cel mai mult mi-a plăcut faptul că poți să și oprești mașina pe loc și să te plimbi după respectivul. Însă trebuie să ai foarte mare grijă în cazul în care respectivul pleacă din fața ta și mașina vede că nu mai e niciun alt senzor, pentru că atunci o să accelereze, că ea consideră că s-a eliberat drumul și că ai rămas în urmă și o să vrea să plece mai departe. Așa că trebuie să ai mare grijă la chestia asta. Am încercat să conduc mașina atât pe DN-uri cât și pe drumuri virajate un pic și, sincer, se menține foarte bine pe drum, îmi place cum stă. Am mers un pic și pe drumuri proaste să văd cum se comportă și mi-a plăcut. N-am auzit că troncăne ceva în mașină sau chestii de genul ăsta, ceea ce mi s-a părut ok. Așa, iar pe curbe, sincer, am văzut că stă bine. Nu e problemă cu curbele, în sensul că nu se înclină foarte mult sau ceva de genul ăsta. E adevărat, n-am făcut prea multe teste pentru că nu am avut unde și nici timp, însă cât am făcut a fost suficient cât să zic, băi, da, se ține bine pe drum. Dacă vrei ceva mai mult, atunci va trebui să o iei tu la un test drive și să testezi exact ceea ce vrei să faci. Și ce am observat la modul sport este faptul că acum când mă uit la Energy Flow, văd că trimite mai des curent din baterie către motor decât în modul eco. Ceea ce e mișto, de ce am mers eu numai pe modul eco, nu știu. Ce mai îmi place la mașinuță? Păi îmi plac astea două display-uri, navigația mai ales, atât a mașinii cât și faptul că am Android Auto sau CarPlay. Așa, îmi place că mă anunță în cazul în care pleacă o mașină din față și nu uit să stau ca deșteptul la semafor și să dorm, ceea ce e bine. Așa, îmi place cum se conduce, m-am simțit ok la volanul ei.
Scaunele sunt ok, mi s-au părut că au suficient suport în caz că vrei să iei o curbă mai în viteză. Sincer, per total îmi place mașina, cum se comportă, cum arată și toate cele. Îmi place și calitatea camerei pentru mașalier, nu știu dacă se vede foarte bine, însă sincer este ok. Uite, pot să-i citesc aproape numărul ăla din spatele meu, B24, nu mai văd bine exact, SYD. Da, aici e frumos dacă cumva vrei să asculti și radio sau să ai un ceas aici. Am zis că îmi place mașina per total, mi se pare că te simți ok în ea și că nu ai probleme. Adică nu am simțit că are greier sau chestii de genul ăsta, chiar se așează bine pe drum. Și nu m-am simțit că, vai domne, mi-e frică să nu mă răstorn. Deși culmea că nu sunt obișnuit cu SUV-urile, sincer, și încă nu m-am obișnuit cu ideea asta că atunci când e o curbă să fii la poziția asta așa înaltă. Dar m-am simțit ok la volan. Și având în vedere că a fost cutia automată, m-am acomodat și mai repede. Ia să vedem dacă putem să luăm curba asta un pic mai sportiv, ca să vezi și tu cum se simte. Uite ce frumos se înfinge și ce frumos se ține pe drum. Îmi place. Aș putea să mă acomodez cu chestia asta. Să-mi iau și eu un SUV? Băi, nu știu ce să zic. Ție dacă-ți plac mașinile astea așa înalte, SUV-uri, ia-ți cu cea mai mare plăcere. Pune-o și pe asta în listă dacă cumva ai mai multe la care te uiți și fă neapărat un test drive cu ea. Dacă nu știi unde să te duci să faci un test drive cu ea, îți spun eu unde ți-arăt imediat. Na, și o să mă întreb probabil, băi, dar n-ai găsit și tu în astea 2-3 zile un dezavantaj ceva? Am găsit 2-3 dezavantaje, nu pot să zic că sunt mare lucru, însă alea le-am găsit. N-am ce să fac altceva, n-am reușit să găsesc din păcate. Am fost uimit de cât de mișto este mașina și n-am apucat să văd alte dezavantaje. Ce dezavantaje am găsit? Păi uite, mă așteptam ca la o mașinuță așa de mare să găsesc la contraaripi, pe plasticul ăla acolo, să găsești ceva material textil care să amortizeze zgomotul ăla de pietricele sau nisip care sare și se lovește de plastic. Asta pot să spun că mă așteptam să găsesc. Din păcate am văzut că nu este, însă nu este un capăt de țară. Gândește-te că mergi foarte puțin timp pe noroi și foarte mult timp pe asfalt curat, așa că nu te gândi că se aude tare sau chestii de genul ăsta. Însă pentru cei mofturoși care vor să fie pur și simplu liniște în mașină, să nu cumva să se audă ceva în mașină, indiferent că mergi pe asfalt curat sau că mergi pe un drum pietruit sau cu nisip pe el sau chestii de genul ăsta, este o chestie care, na, cine are urechea fină o să zică mă deranjează. Cine vrea să dea un pic drumul la muzică la un nivel minim, cât să auzi în surdină muzica ca să nu se mai audă zgomotul ăla dacă mergi pe drumuri de genul ăsta, na, atunci e ok, știi? Așa, la drum lung nu am simțit de niciun fel că sunt într-o mașină ieftină sau ceva de genul ăsta care avea probleme cu izolarea, gen antifonarea. M-am simțit chiar ok și am zis, da, auzi, parcă e cam liniște în mașină, hai să dau drumul la muzică, să fie acolo ceva în fundal, să aud un zgomot. Ce alt dezavantaj am mai găsit? Păi, acum nu-mi vin în minte, recunosc, le-am uitat sincer că am fost la muncă. Așa, însă, na, singurul dezavantaj pentru mine, care sunt obișnuit și posesor de diesel, ar fi consumul. Dar din ce am înțeles, lumea spune că e un consum normal. Cum așa, nu știu. Ci că iau pe aici că e mai liber. Băi, Waze-ule, ce mi-ai făcut, mă? Ce mi-ai făcut, mă? Waze-ule. A, și să nu uit, în primul videoclip care l-am prezentat săptămâna asta, cineva mi-a spus că există butonul ăla de auto-hold, ci că se află aici. Știu, l-am văzut și eu, că l-am prezentat și eu, dar nu l-am activat niciodată, pentru că îmi place să stau cu piciorul pe frână. Ei, uite că acum l-am activat, special ca să îi arăt că funcționează. Da, mă, da, am înțeles, pleacă mașina din față. Din testele pe care le-am făcut și le-ai mai văzut și tu pe canal, sincer, mașina nu a dat niciun rateu până acum, adică nu m-am trezit că o să se întâmple vreun accident sau că nu o să funcționeze un senzor.
mi s-a părut că totul a fost ok și că nu am avut probleme cu mașinuța. Hai să vedem din curiozitate cam cât e consumul. Auci! Te văd dacă ai vrut în modul sport. 4,8 km, 14,2%. Sincer, chiar nu mai are rost să mai merg în modul sport acum, așa că o să o trec în modul eco. Pentru că, na, vezi tu ce e aici, bară la bară, și chiar să mergi în modul sport aici nu și are rostul. O trecem frumos în modul eco. Însă, per total, mașinuța are un consum decent, din ce am înțeles, că nu mă pricep la cât consumă un SUV, însă, sincer, consumul de 10, din ce am înțeles, este decent pentru ea. Aia era să uit, peste de niveluri trece foarte bine, se simte ok mașina și nici nu-ți dai seama că ai jante pe 19 cum are mașinuța asta acum. Chiar mi s-a părut ok. De data asta nu i-am mai verificat presiunea în rost pentru că am văzut că este ok și am zis, băi, nu are nevoie. Totul este relaxat și plăcut și m-am simțit ok în mașină. Da, și vreau să spun dezavantaj că e un pic mai mare ca dimensiuni. Are 4,50 m și 1,86 m parcă lățime, dar nu mai știu dacă e cu oglind sau fără. Așa, și sincer m-am obișnuit repede cu ea. Îmi dă un pic senzația că este mașină mare, însă, na, te obișnuiești repede dacă îți place să conduci. Dacă nu ești de pasionat de mașini și de ai condus mai mașini mici, posibil să dureze un pic până când te acomodezi cu ea. Însă ce pot să spun, la cutia automată se pare că mă acomodez mai repede decât la cutie manuală. Ah, pe tine nu te atenționează mașina că a plecat ăla din față? Îți dau senzorul meu? Da, știu, sunt răutăcios, nu-i așa? Săracul stâlp ce lovit e. Da, și în concluzie, merită cumpărată mașina asta? Băi, nu știu ce să spun exact, în sensul că parcă nu vine să te influențezi așa, gen du-te și cumpără-o. Eu o să spun, du-te și uită-te la ea și admiră-o și dacă îți place cum arată și cum se comportă, atunci cumpără-o. Dacă nu-ți place ție, nu o cumpăra. Degeaba îmi place mie, pentru că, na, mie îmi place, eu sunt mulțumit de ea, m-am simțit bine în ea pentru astea 2-3 zile, însă tu dacă o cumperi, tu o să o ții mai mult timp în posesia ta, așa că e important să-ți placă ție. Uite ce am găsit aici, mașinuța noastră, vine imediat să te iau, ai răbdare. Mulțumesc, prietene. Ia să vedem unde o parcăm. Au venit aici astea, mă, electricele, iarăși. O, ce frumos. Dup. Dragi prieteni, eu am ajuns în raiul pasionaților de mașini, așa că vă mulțumesc că ați venit. Nu uitați să veniți și voi dacă vreți aici să faceți un test drive cu mașinile. U, ce plăcut este. De chiar și în camera din spate se vede mișto. A, se vede oare mai ceva? Asta e viitoarea mașină pentru săptămâna următoare. Hai să o parcăm frumos la loc. Și pe urmă să mergem să predăm cheia. Nu, aș vrea să o mai păstrez câteva zile, sincer. Băi, sincer, e prima oară când fac parcare cu spate cu ea. Sper să reușesc. Ești prea aproape de ăla, mă? Hai să mă duc un pic mai în stânga. Să parchez eu frumos. Hai, du-te-o. Asta e că am uitat care are auto-hold-ul. Atât ajunge, gata. Îți mulțumim că ai venit cu noi. Auto-hold, oprește-te. Hai, stai să vedem înainte de a pleca și ce consum am avut. Păi 7,4 km, 14,5 consumul, dar a fost destul de aglomerat. Unde era de aici? De când am alimentat, 119,4, 9,1%, 3 ore jumate. 271 de km în total am făcut de când am luat mașina. 9,3 consumul mediu,
8 ore și 16 minute. Autostart stop o oră de când am făcut ultima oară, parcă, dacă nu mă înșel. Da, super. Energy flow nu mai am ce să văd, ăsta nu am ce să văd, cam ăsta ar fi tot, nu? Gata, am fugit, te las și ne vorbim data viitoare. Ciusi! Dacă cumva nu știai, Tucsonul nu mai vine pe motorină și nu o să mai vină, din ce am înțeles, pentru că, na, e trendul benzină sau electric, iar Tucsonul ăsta vine în 4 versiuni, pe benzină simplu, mild hybrid, hybrid și plug-in hybrid, da? Eu, unul sincer, aș alege versiunea aia plug-in hybrid, pentru că îmi place chestia asta să ai o autonomie pe electric, dar să ai și posibilitatea să conduci pe urmă în caz că s-a terminat bateria. Nu, și am stat de vorbă și am rămas în spatele autobuzului. În interior e totul confortabil, calitate ok la materiale și la design, îmi place cum e făcut și cum este așezat totul. Te obișnuiești repede cu el, adică nu trebuie să cauți, băi, stai așa unde era ăla și unde era butonul altul. Iar despre ținuta de drum, sincer, îmi place foarte mult cum se ține pe drum. Are jante pe 19, suspensia este ok, te simți confortabil în ea. Am mai văzut că se plângea unii că, vai domne, nu are suspensie ajustabilă sau mai știu eu ce nebunii din astea pe la suspensie, însă, na, ce să faci, asta este. Mai ai și dezavantaje, însă crede-mă că este suficientă pentru a te deplasa pe un drum normal.